Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță și astăzi avem o nouă întâlnire cu arta. Invitata mea de astăzi este o adevărată lecție de curaj și determinare. Să spunem chiar o adevărată întâlnire cu arta. Ce mai întâlnire cu arta? Camelia Cavadia este astăzi aici cu noi. Bună, Camelia! Bine ai venit la noi! Bună, Georgiana! Mulțumesc de prezentarea asta mult prea frumoasă. Eu o spun și o să o spun mereu pentru că ești o lecție de curaj, de determinare, o poveste inspirațională și uite cum ai scris atâtea cărți. Poate într-o zi o să vedem și un scenariu de film despre viața Cameliei Cavadia. De ce nu? Știi de ce nu? Pentru că sunt oameni mult mai interesanți decât mine și decât viața mea, care e una obișnuită, aș spune, să știi. Îmi place, apreciez această smerenie, această modestie prin care te descrii de multe ori și îți minimalizezi așa impresionantul din viața ta. Și de ce o spun așa grandios? Pentru că cumva ți-ai schimbat destinul, nu ai avut curajul de a schimba destinul de câteva ore, așa, în niște puncte cheie din viața ta. Și dragostea pentru scris, salvarea ta, cum spuneai în câteva interviuri, că scrisul era un mod terapeutic pentru tine de a te elibera de anumite lucruri, a devenit devenit la un moment dat misiunea ta. Da, am putea spune și așa. Ai pornit tot scrisul. A fost la bază, lucrai undeva într-o fabrică? Da, eram la un departament. Ca încadrare eram desenator tehnic. Deși n-aveam, meseria mea nu presupunea sub nicio formă desenul, la care de altfel nu sunt absolut deloc talentată, ci eram pur și simplu dactilografă și după aceea secretara directorului general. Eram o perioadă așa din an, dar eram dactilografă și m-am, cum să spun, aveam un colectiv foarte, foarte bun de femei în toată puterea cuvântului. Fiecare dintre ele avea familie acasă, erau oameni maturi cu probleme de oameni maturi și deseori mă simțeam acolo mică și ne la locul meu, trebuie să spun. Dar a fost o perioadă de pornire așa în viață, de care uneori mi-aduc aminte cu drag, alteori nu, pentru că mi se părea cumva nepotrivită pentru un copil, că așa eram la vârsta aia, mi se părea. Câți ani aveai când ai început să lucrezi acolo? Imediat după liceu, la 18 ani. Dar a fost cumva și o formare faptul că ai interacționat cu oameni mari, adulți, oameni mari, care și cu care, nu știu, se loveau de toate problemele vieții. Și eu m-am căsătorit foarte repede și eu am avut un copil imediat după ce m-am căsătorit și am intrat așa în voltoarea asta a vieții foarte, foarte, foarte repede. Și de asta spun că uneori cred că am ars așa niște etape, dar toate astea m-au ajutat în cele din urmă și uite, acum faptul că am un copil mare și că am o relație atât de frumoasă cu fiica mea, cred că e rezultatul și bucuria parcursului ăsta pe care l-am avut așa de-a lungul timpului. Și al unor sacrificii, uite, cum spuneai, că poate ai ars niște etape, așa, dar poate așa că așa erau da, menite. Da, pe vremea aceea, când, da, când prietenele mele cumva se distrau altfel, își petreceau altfel timpul, eu intrasem deja într-o căsnicie cât se poate de abrupt, ca să zic așa, dar și m-am maturizat, am crescut, pot să spun, odată cu fiica mea, pentru că la vârsta aia nu știam să cresc un copil și cred că lucrul ăsta l-am învățat împreună cu ea. Și acum mi se pare că suntem amândouă, avem un parcurs pe care efectiv l-am trăit umăr la umăr.
fiind diferența atât de mică, cumva n-a fost războiul acela între generații, nu, cumva nu. V-ați înțeles una pe alta și ați reușit să vă construiți. Da, să știi că am avut și noi războaiele noastre, dar mie mi se pare important locul unde am ajuns și faptul că m-a impresionat foarte, foarte mult, uite, de exemplu, de anul trecut am zis că ne facem o tradiție să mergem amândouă în câte o vacanță, doar noi două. Și anul trecut a fost prima dată, anul acesta o plănuim pe cea care o vom avea, sper, cât mai curând. Și mi-a spus ea la un moment dat în acea vacanță că eu cred că tu ești omul cu care pot vorbi orice și cred că în momentul ăsta ești prietena mea cea mai bună. Și mi s-a părut cel mai frumos lucru pe care puteam să-l aud de la ea. Nu cred, nu. Adică, și mai ales că nu m-aș fi așteptat niciodată să-mi spună lucrurile astea, pentru că ea nu e genul ăsta de om care își exprimă emoțiile foarte mult, nu verbalizează în general. Dar uite că am avut norocul și bucuria asta. Cumva cred că ăsta e visul lor. Cred că multe mame nu. Adică mă mai uit așa în jur și chiar mi se pare că în momentul ăsta sunt foarte norocoasă și trebuie să fiu foarte fericită și recunoscătoare cu relația pe care am construit. Crezi cumva că există acolo o mână a destinului care dirigează, care deschide uși, care închide uși, de ce nu? Care îți pune în cale anumite întâmplări care trebuie să fie. Asta aici, apropo, și de, timpului, și da. De parcursul tău, cum a fost și trecerea ta de la dactilografiere la un post în ProTV, care nu era, era tot era undeva în zona aceea, dar... Da, și nu era nici de cum să spun, în proiecția mea, de fapt, eu nici nu mai știam la un moment dat ce vreau de la viață, îmi doream să fac niște lucruri care să iasă cumva din sfera celor pe care le făceam, dar apropo de mâna destinului, de foarte multe ori m-am întrebat și eu cât e destin, cât e colaborarea noastră la destin, cât e atenția noastră la niște potențiale uși pe care le-am putea deschide sau din contră la care ne uităm fără să ne spună nimic și abia după aceea ne dăm seama că acele uși ar fi putut să ducă către altele, dar știi cum e, întotdeauna trebuie să participăm și noi la ceea ce ne oferă cumva viața. Și cred că important e să încerci, asta e o concluzie la care am ajuns eu după atâția ani de experiență, de viață, ca să zic așa, pentru că uneori chiar trebuie să fii deschis la niște lucruri de care poate altfel te temi și ești tentat să alegi o anumită stabilitate, un anumit confort. Dar cred că atunci când ai feeling-ul ăla că poți reuși sau poți încerca măcar, e bine să-l urmezi și să nu-l îngropi. Pentru că mai târziu s-ar putea să-ți pară rău. De multe ori mă gândesc la mine și la felul în care m-am apucat de scris și am mai spus lucrul ăsta, unul dintre motivele pentru care totuși am încercat să scriu și mi-am luat inima în dinți, a fost acela de a nu ajunge la finalul vieții fără ca măcar să fi încercat. De multe ori m-am gândit că n-o să am eu norocul ăsta să mă publice pe mine cineva sau să devin scriitoare, dar dacă e să mă felicit pentru ceva, este pentru curaj, poate, este curaj pentru mine, pentru că pentru alții nu e un mod de viață. Pentru felul meu de a fi a fost un curaj de a încerca, ceea ce de obicei nu-mi stă în fire, de-aia spun că e cumva contrar felului meu de a fi. Un curaj pe care l-ai prins abia la 45 de ani, după foarte mulți ani de lucrat în PR, în ProTV, practic
putem spune că ai definit ceea ce înseamnă tu și echipa ta de acolo din ProTV, ce înseamnă PR-ul de televiziune în România. Un fenomen care a luat naștere probabil odată cu evoluția carierei tale, așa, a fost ca un bulgăre care a tot crescut și așa s-au întâmplat lucrurile și le-ai realizat. Eu acolo m-am dus teoretic neștiind nimic, să fac absolut nimic și neștiind nici măcar la ce mă duc. M-am dus într-o noapte unde m-a sunat o prietenă de ale mele spunându-mi că sora ei lucrează acolo și întrebându-mă dacă n-aș vrea să mă duc să încerc și eu să văd dacă mă primește cineva. Și m-am dus, inițial m-am dus pe un post de operator telefoane. Răspundeam la telefon telespectatorilor care sunau ziua, noaptea, să întrebe diferite lucruri despre program, despre vedete, despre... Pe atunci nu era Facebook. Nu era absolut nimic. Era un singur fax pe undeva pe hol, de care mi-era teribil de frică de fiecare dată când piuia și vedeam cum ies foile alea de acolo. Nu mai văzusem așa ceva. M-am speriat și de calculator când ni l-au adus și a trebuit să învățăm, să facem rapoarte și să... Adică fiecare... Îți spuneam și ție, când am venit aici, veneam în casa presei, deseori să aduc jurnaliștilor fotografii pe care le filme, pe care le duceam la developat și după aceea aduceam seturi întregi de fotografii cu vedete, aduceam pe dischete anumite grile de programe, că atunci era foarte importantă grila, publicarea grilei în formatul ăla Excel în presă. Și a fost așa un drum pe care l-am luat de foarte jos. Mi-a plăcut foarte mult acolo, îmi plăcea tot ce făceam, eram foarte entuziasmată de tot ce se întâmpla și încet, încet am învățat să fac tot mai multe lucruri și am acolo, crescut. Și acolo o lecție de curaj, pentru că la momentul respectiv tu erai mamă singură și ai avut curajul de a începe acest job în paralel cu jobul de la fabrică. Da. La un job mergeai dimineața, ziua și la unul noapte. Da, da, da. A fost o perioadă foarte grea pentru mine atunci, că îmi aduc aminte în prima noapte în care am lucrat, m-am dus la ProTV, zic, ce fac cu copilul, unde îl las, am ce plecat repede, avea 4 ani. Și am dus-o la părinții mei, a doua zi m-am dus la serviciu la fabrică, n-am spus nimănui că eu azi noapte am fost la ProTV și poate că mă vor primi și pe mine acolo. Și am făcut lucrul ăsta în paralel, cred că vreo 2 săptămâni, cam așa. Eram îngrozitor de obosită, eram terminată la serviciu, nu știau colegele mele când veneam dimineața la birou, eu veneam direct de dincolo. Și eram foarte, foarte obosită, dar în momentul în care cei de la ProTV mi-au zis că da, mă angajează, atunci, abia atunci am renunțat dincolo și m-am așezat puțin, pentru că nu cred că aș fi putut să o duc așa foarte mult. Da, mai ales că, da, aveam copilul, stătea cu mine, venea, după aceea a venit tata și o ducea el la grădiniță, avea grijă de ea până mă întorceam eu și atunci a contat foarte mult sprijinul alor mei. Și cumva destinul din nou te-a pus în fața unei lecții de curaj, să spunem, sau unei demonstrații de curaj, cum spuneam, la 45 de ani, după 20 și ceva de ani de lucrat în PR, în ProTV, deși în regulă de scris, asta făceai și de zi cu zi, scriai, că deja s-au mai schimbat vremurile, nu mai mergeai cu pozele cu fizice. Ai luat decizia de a încerca să scrii, să scrii în ideea de a publica, lucru care era ceva probabil înfricoșător la vremea respectivă, pentru că n-aveai... Și nici măcar nu era o idee foarte conturată, era dorința asta de a-mi da un scop și de a afla cine sunt eu
în afară de serviciul care mi ocupa foarte mult din viață, aveam impresia că dacă o să se întâmple vreodată ceva cu serviciul meu, eu nu sunt nimeni. Adică mi se părea că mă identific cu serviciul, cu locul meu de muncă și că eu sunt una cu acel loc de muncă, cu acel serviciu și atât. Teoretic, o nevoie m-a împins să-mi fac acest curaj. Nevoia asta de a mă reconecta cumva cu mine și aveam dorința asta în suflet, practic, îți spun sincer, cam din clasa a 5-a, de când diriginta mea mi-a zis că aș fi talentată la scris. Și poate și de aceea toată viața am scris ba în jurnal, ba apoi mi-am făcut un blog de carte, pe urmă un site de cultură împreună cu partenera mea de la fabrica de PR. Și din dorința asta de a afla cine sunt eu în afara serviciului, am zis că mă apuc să scriu o carte, dar ideea era nu neapărat, nu mă puteam duce cu gândul la a mă publica cineva, ci doar la măcar de a mă ordona pe mine să pot să scriu, să văd dacă sunt în stare, pentru că poți să ai ideea asta să scrii o carte, dar scriind poți să dai seama că nu poți sau că nu știi sau că nu te poticnești undeva. Și știu că ai o poveste interesantă și legată de tot procesul acesta de scriere, de reacțiile mamei tale. Da, 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 da. Pentru că eu înțeleg și chiar atunci mă deranja foarte tare când mă întreba tot timpul ce tot scrie acolo. Și când îi spuneam, adică cred că i-am spus că o carte, mai mult ca să dau importanță lucrului pe care îl fac și să mă țin de lucrul ăsta ca să nu pot să mai dau înapoi. Iar în momentul în care această carte s-a făcut și carte, chiar am fost atât de fericită că pot să-i spun mamei, uite că am scris o carte și că mă publică cineva. E adevărat că prima mea carte, Vina, i-am dedicat-o tatălui meu și mă bucur foarte mult că am făcut asta, pentru că tata a fost cel care m-a încurajat întotdeauna în direcția asta unde simțea el că sunt priceput, pentru că el mă ducea și la olimpiadele de limba română, stătea și mă aștepta, el mă ducea, adică era foarte implicat în lucrul ăsta și cumva am simțit nevoia cartea asta să o dedic lui și numai lui, nu și mamei, pentru că de multe ori m-am gândit, zic, ia uite, aș fi putut să scriu părinților mei, pentru că și mamei îmi dor, dar am simțit nevoia cumva să o dedic lui pentru tot ce a făcut pentru mine. Și mai mult decât atât, tata era mai în vârstă și voiam să fie așa o carte pentru, numai pentru el și să apuce să trăiască, să vadă visul ăsta, adică tot ce a făcut el. Să fie mândru. Dusul ăla, da, dusul și adusul, uite unde a dus. Și am fost foarte bucuroasă că am putut să-i dăruiesc lui asta. Pentru că, într-adevăr, după aceea, tatăl meu nu mai este acum. Dar, uite, am această bucurie pe care știu că i-am făcut-o și știu cât era de mândru de lucrul ăsta. O carte care a adus bucurie atât pentru tine, în familia ta, dar a fost și extrem de apreciată. Da, m-am bucurat foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, îmi cer scuze. Este normal să da, e să drept existe că emoțiile e, astea când e ne drept amintim că în perioada asta, da, mă gândesc foarte mult la tata, e perioada asta Paștelui și chiar mă gândesc foarte mult la el și îmi lipsește și el și toți bunicii și oamenii care nu mai sunt, din păcate. Era ceva special legat de Paște în familie atunci când era, da, și el? Da, era. Într-adevăr, era tata, în general, era sufletul tuturor petrecerilor, era sufletul tuturor întâlnirilor noastre, pentru că
a fost un om foarte, foarte sărac, foarte chinuit, un copil orfan de la 4 ani, dar culmea e că el a iubit viața mai mult decât orice alt om pe care îl cunosc eu. Și a fost recunoscător pentru toate lucrurile frumoase care i s-au întâmplat, deși poate alți oameni, trăind în lipsurile lui, s-ar fi format altfel, s-ar fi înrăit, poate, s-ar fi... Ei bine, nu, tata era un om extraordinar de jovial, de primitor, de iubitor al vieții, în adevăratul sens al cuvântului. Și de asta, acum, de Paște, tata se ducea și cânta la biserică, avea o voce extraordinar de puternică, practic, când intra el în biserică și cânta, înmărmureai. Pur și simplu avea impresia că se creează așa o atmosferă în biserică, nimeni nu mai scotea un sunet, toată lumea l-asculta pe tata, te uitai la el hipnotizat. Și preoții, dascălul, erau ceva așa, cât se poate de... erau minimalizați de prezența lui și de vocea asta lui plină și impunătoare. Și mi-aduc aminte că într-un an în care, ultimul de fapt în care am fost împreună la biserică, era și mama soțului meu, care și ea avea o voce foarte, foarte puternică, și imaginea aia o să-mi rămână mie în minte toată viața, pentru că eu n-am mai pomenit o magie din asta care să fi cuprins interiorul ăla al bisericii, și nu doar pe noi care eram rude sau copii, sau, ci pe toată lumea. Și am plecat de acolo, toată lumea spunea: vai, dar ce frumos a cântat domnul Mihai. Toți erau absolut încântați de atmosfera pe care a creat-o și de energia, și de energia care... asta extraordinară pe care o avea. Și care, uite, se simte și astăzi aici. Da, prin... eu cred că de la tata am această... și eu am o bucurie de a trăi, pe care nu am atât de plenar ca el. Dar îmi dau seama că de foarte multe ori în viață, când am trecut prin momente grele și dificile, întotdeauna am avut ceva care parcă m-a tras în sus de acolo. Și sunt sigură că asta mi se trage de la tata. Acea recunoștință și acea mulțumire față de ceea ce vine și acceptare și a celor care nu sunt neapărat pe placul nostru. Da. Cumva ne ridică și ne ajută să mergem mai departe, indiferent de durere, indiferent de problemă. Da, pentru că toți avem de toate. Exact. Viața se întâmplă, viața aduce și bune și rele, și știu că cumva problemele și cumva durerea a fost și o sursă de inspirație sau o temă a cărților tale. Vorbesc aici de cartea, să nu fac pe aici vreo greșeală, Purgatorul Îngerilor, care este un subiect extrem de sensibil. Asta este a treia carte a ta. Da, prima da. Este, să le spunem și în ordine, Vina, apoi Vina, care a fost în 2015 și a fost premiată la debut, a fost, deci nu doar că ai reușit să publici o primă carte, dar cartea dedicată tatălui tău, dar ți-a adus și o recunoaștere extrem de neașteptată. Tu nu te așteptai nici măcar să reușești să publici, dar ea a fost extrem de bine primită. Exact. A urmat apoi Măștile Fricii, la fel o carte în care se vorbește despre traumele copilăriei care te macină și te urmăresc și filodesc ca adult. Apoi Purgatorul Îngerilor, care este o carte extrem de delicată. Da, a fost greu de scris, dar cumva pe măsură, am mai spus lucrul ăsta, pe măsură ce scriam la ea și simțeam la un moment dat că mi este foarte greu să și să fac selecția lucrurilor pe care le aflasem sau a lucrurilor pe care aș fi vrut să le pun în carte, și mi se părea că la un moment dat tot vin spre mine, tot vin și tot aflu lucruri care merită spuse.
uneori simțeam nevoia să mă distanțez de carte și chiar am avut deseori sentimentul că nu o să pot să o duc la bun sfârșit, că nu o să o termin de fapt niciodată. Am și lucrat destul de mult pe ea împreună cu editorul editurii 3 ca să iasă niște voci foarte autentice și de copii și de din toate direcțiile, din toate domeniile din din care le-am cumva le-am structurat. Dar la un moment dat aveam sentimentul că n-am cum să o abandonez, pentru că făcusem din ea un fel de datorie. Zic, n-am cum să o... Am aflat atât de multe lucruri, n-am cum să nu scriu cartea asta ca să poată ajunge poveștile acestor copii la sufletele cât mai multor oameni. Și poveștile sunt povești mult. Reale adunate sau sunt, sunt povești inspirate? Multe dintre ele sunt inspirate din povești reale. Niciuna dintre ele nu este o poveste dusă până la capăt, urmărind, nu știu, firul real al celor lucrurilor aflate. Tocmai de aceea nici nu am vrut să fac lucrul ăsta, am vrut să creez niște personaje posibile, dar nu niște copii ale unor personaje. Dar cum a fost documentația pentru această carte? Pentru că mă gândesc că asta a fost a fost aproape așa ca un purgatoriu, față în față cu niște realități povești, brutale, da, poate. Da. A fost greu pentru mine pentru că pe măsură ce aflam lucruri, eram tentată să le cumva să le introduc pe toate în carte. Și cu cât citam mai mult, inclusiv pe site-uri de afară, inclusiv m-am uitat la tot felul de documentare, la povești ale unor părinți care și-au pierdut copiii, care nu i-au mai văzut niciodată, care încă îi așteaptă după 20, 30, 40 de ani. Adică n-au cum să nu te încarce lucrurile astea, inclusiv poveștile polițiștilor care se confruntă tot timpul cu lucrurile astea și cum fac ei să nu le ducă cu ei acasă, poveștile presei, că da. Și presa are un rol foarte important cumva în deslușirea lor. A fost o carte care m-a solicitat pe foarte multe planuri, dar recunosc că poate cel mai mult m-a solicitat ca mamă și ca om. Pentru că n-au cum să nu te atingă toate poveștile astea pe care le afle, n-au cum să le afli. Iar eu am încep să cred că e mai degrabă un defect decât o calitate. Am această capacitate de a empatiza cu oamenii care este absolut, la un moment dat, cumva destructivă. Am oameni la care mă gândesc că l-am văzut pe... am cunoscut povestea cuiva trist și după aceea mă gândesc tot timpul, dar oare ce face, dar oare ce-o mânca, dar oare unde s-o spăla, dar oare o fi înghețat de frig, dar oare... Adică, la un moment dat, mi-a fost greu să mă detașez de toate lucrurile astea și tot timpul în minte, noaptea, ziua, aveam doar aceste povești ale lor. Mi se părea că toată viața mea se desfășoară pe fundalul lucrurilor aflate și că eu sunt undeva în viața mea, dar în spate se întâmplă toate lucrurile alea despre care eu am aflat și a fost obositor, chiar a fost de aceea nici nu am putut să mă apuc de o altă carte foarte curând, pentru că nu reușeam să ies din ea. E un proces creativ dureros. Așa a fost la această carte. Așa a fost mai mult decât la oricare dintre celelalte două pe care le-am scris. Și mai avem și Sufletul Lumii, care este aici cu noi. Da, și care arată exact ca un suflet. Da, este absolut superbă această povești carte. Povești adevărate dintr-o lume fantastică. Da. Ce poveste spune cartea Sufletul Lumii, Camelia? Sufletul Lumii, să știi că este prima mea carte de proză scurtă.
Eu care mă gândeam că niciodată nu o să pot să scriu proză scurtă, am pornit scrierea ei, tot așa dintr-o joacă, dintr-o întâmplare, de fapt de la o rugăminte a fiicei mele de a face ceva cu niște povești pe care noi le-am trăit împreună, de a face astfel încât să nu le lăsăm să moară și să se piardă. Eram noi două, tot așa, noi două într-o mică vacanță noastră, de fapt lucram împreună, dar eram doar noi două și ne aduceam aminte din copilăria ei diverse lucruri care ne-au plăcut și ne-au rămas în suflet. Și este una dintre povești acolo în carte, care o are protagonistă chiar pe ea. Și deși lucrurile s-au întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, când ea era destul de mică și nu mă așteptam să rețin atât de mult din lucrurile de acolo, ce mi-a plăcut foarte mult este că ea rămăsese din acea poveste, din acea întâmplare, cu senzația aia de miracol. Și mi s-a părut extraordinar că un copil își poate că nu își aduce aminte exact cum s-au întâmplat lucrurile, dar își aduce aminte senzația. Ceea ce mi s-a părut extraordinar și chiar îi spunem, dar tu chiar îți aduci aminte? Da, pentru că a fost ceva din altă lume, a fost ceva absolut miraculos. Și ăsta a fost sentimentul nostru al tuturor celor care am trăit acea poveste. Nu o să spun mai multe despre ea, sper să o descoperi. Da. Și toate celelalte 12 povești adunate în carte sunt povești care pornesc de la întâmplări reale, se duc cumva în direcții în care pot părea fantastice, dar multe dintre ele așa s-au întâmplat și pentru unele dintre ele nu am nicio explicație, doar că probabil în lumea asta există mult miracol și mister pe care ține de noi să-l accesăm și să-l trăim în viața asta. Și mi-am dorit foarte mult, odată ce fica mea m-a rugat, zice, dar n-ai, te rog, eu nu pot să faci ceva cu poveștile astea să nu se piardă. Eu atunci spunându-i ei că îmi pare rău, dar eu nu știu să scriu proză scurtă, nu sunt scriitoare de proză scurtă și că cu siguranță nu o să mă descurc prea bine. Într-o seară totuși am zis, haideți totuși să încerc, dacă nu iese, nu iese, măcar hai să văd dacă sunt în stare sau nu. Și vreau să spun că primele două povești le-am scris în extrem de puțin timp, nu așa cum scriu eu de obicei scriu destul de greu. Pe astea, efectiv, le-am așezat pe foaie, am editat foarte puțin după aceea la ele, dar le-am scris cu cea mai mare plăcere din toată viața mea de scriitoare, de om care scrie. Cumva erau povești care erau pe tine. Și care erau acolo în sufletul meu, așteptau cumva să fie scrise și spuse. Odată ce le-am scris pe cele două, mi-am dat, celelalte au venit spre mine parcă chemate. Și una după alta mi-am dat seama că din poveștile astea o să pot face un volum care au aceeași temă, au aceeași încărcătură. Și chiar dacă poveștile sunt despre lumea de la oraș și lumea la sat, cred că și sper că am reușit să aduc aceste două lumi împreună, exact în locul ăla pe care l-au ele comun, indiferent de zgomotul și framătul orașului, indiferent de liniștea și arhaicul satului. Cred și sper că am găsit locul ăla comun și le-am arătat oamenilor că locurile astea sunt cumva în noi.
m-am bucurat foarte mult că cei care au citit-o și cei care mi-au scris despre ea mi-au spus că exact așa au făcut cu ajutorul acestei cărți și au accesat propriile amintiri, propriile sentimente și a fost ca și când le-ar fi redeșteptat ceva ce aveau în ei și de care aveau nevoie să-și aducă aminte. Pentru că cartea asta este cumva din viața mea, din experiențele mele și ale celor apropiați mie, dar cred că odată citind-o devine cartea fiecărui om care își poate accesa propriul... O lectură terapeutică. Așa sper. Așa sper să fie. Revenind la elementul destin, da, despre care te întrebam la începutul discuției. Da, e adevărat, am deviat destul de mult. Nu, că am mers în direcția potrivită, totul a decurs exact așa cum trebuia. Ai vreun regret că nu ai început să scrii mai devreme, că nu ai făcut pasul spre scriitură mai devreme? Nu, n-am absolut niciun regret, pentru că sunt sigură că nu aș mai fi scris cărțile pe care le-am scris. Aș fi scris alte cărți, probabil. Și cred că abia acum, după o viață, o experiență acumulată în viața asta și după lecturile pe care le-am avut și după tot ceea ce am trăit și m-am format eu ca om, acum a fost momentul cel mai bun pentru mine. Sunt sigură că dacă așa a fost să fie, a fost pentru că așa trebuia să se întâmple și acum am fost eu pregătită totuși să dai mai departe lucrurile astea, că până și la urmă... să-mi pun sufletul ăsta pe tavă, pentru că tot ce am, așa cum spuneam, eu am scris foarte mult în copilărie, în jurnale, în adolescență, de fapt, mai degrabă atunci, era ceva, un surplus al meu pe care îmi dau seama că n-ar fi avut niciun rost să-l arăt atunci lumii sau să fac din el o carte. Aveam o experiență și foarte mică. E adevărat că sunt scriitor, dacă stai să te gândești numai la suferințele tânărului Werther. Avea 20 de ani când, sau nici atât, cam așa cred, când a scris-o Goethe. Dar, deci se poate scrie la orice vârstă, cu putere, cu... cum să spun, cu tot ce trebuie, cu tot ce trebuie. Dar cred că lui. Fiecare are timpul lui. Pentru mine, timpul meu a fost acum și nu-mi pare rău de nimic. Mi-ar fi părut rău dacă nu aș fi scris niciodată. Asta da. Asta e un mesaj poate și pentru cei care au visul ăsta sau un oricare alt vis. Faptul că... să știi că tuturor le spun asta. Măcar să încerci. Nu ai reușit. Chiar dacă nu reușești, eșecul nu este la fel de mare ca atunci când nici măcar n-ai încercat. Ca regretul. Da. Da. Este mai bine să eșuezi decât să ajungi să regreți. Să regreți. Da. Spre final aș vrea, dacă tot ai pomenit așa un titlu altceva decât ceea ce am vorbit noi astăzi, să ne dai câteva recomandări de carte. Autori care îți plac ție, titluri care te-au marcat, care ți-au marcat, de ce nu, adolescența. Atunci... Adolescența mea a fost cumva marcată de tot ce însemna Mircea Eliade. Am citit atunci cu tot sufletul, toată. Și trăiam așa în lumea lui, am citit toată proza fantastică, toate jurnalele de călătorii, tot jurnalele lui. După aceea am început să citesc cărți despre el, despre... Eram complet în lumea Mircea Eliade. Tocmai de aceea și cartea pe care am citit-o și recitit-o și răscitit-o de zeci... Aș putea să zic, cred că în ultimii ani nu am mai recitit-o, dar aveam un obicei ca în noaptea de, în preajma sărbătorii de Sânziene, să recitesc Noaptea de Sânziene. Și uite, ca o întâmplare, fiica mea s-a născut în Noaptea de Sânziene și ea nici măcar nu era programată să se nască atunci. Deci, cumva, cred că magia asta... Acea mână a destinului, acel miracol. Da. Să știi că eu nu sunt în general, adică nu prea îmi place să recomand nimic, pentru că oamenii sunt foarte diferiți. Pot doar să spun cărțile care mi-au plăcut mie sau ce autori îmi plac.
Uite, de exemplu, chiar astăzi am postat despre o carte, În toate a existat frumusețe. Este o carte a autorului Manuel Vilas, este un autor spaniol, o carte de o frumusețe extraordinară, o carte care te unge pe suflet. Este despre pierdere, despre familii, despre oameni pe care îi pierdem și părinți, în cazul lui a fost vorba de tatălui, și felul în care rescrie această istorie a familiei lui prin prisma unor fotografii, dar este o scriitură care pur și simplu te ține captiv în carte, dar nu prin neapărat prin tensiunea acțiunii, că nu e neapărat o acțiune acolo, ci prin capacitatea de a te purta în timp, în mijlocul unei familii, în mijlocul unor sentimente. Mi se pare extraordinar de frumoasă. Tot Albastrul Cerului este o carte apărută acum la editura 3, de Melissa da Costa, parcă, așa se cheamă. Mie îmi plac foarte mult cărțile de... cumva cărțile pe care le scriu, ce nu lăsa de carte, citesc. Îmi plac foarte mult cele cu introspecții, cu oameni care... familii disfuncționale, cu povești care încep bine și se transformă pe parcurs, nu neapărat în ceva rău, dar capacitatea asta urmăresc și eu. Și eu, în general, mi-am dat seama că, de fapt, asta fac în cărțile mele. Nu pun neapărat preț pe personaje, ci pe felul în care acestea au fost ceva și devin altceva. Mă interesează foarte tare procesul ăsta. Și atunci, uite, de exemplu, îmi place foarte mult Eshkol Nevo, scriitorul israelian. Mi-a plăcut foarte mult Simetria dorințelor. E o carte despre prietenie în principal, dar e extraordinar de și de bine scrisă, și povestea este foarte bine nuanțată și personajele bine creionate. Îmi place Donna Tartt, chiar mi-am cumpărat acum ultima ei carte și abia aștept să o citesc după ce Sticletele și Istoria secretă mi-au plăcut la nebunie. Citesc uneori cu foarte, foarte mare plăcere câte un thriller nordic, cel puțin cele de la editura 3, colecția aia întreagă. E doamna, cum o cheamă? Sigurdar Dottir, așa i-am reținut eu numele. Uneori simt nevoia să citesc cărți foarte antrenante, știi? Ca să mă scoată din ritmul ăsta în care practic aș citi pentru frumusețea frazei, pentru frumusețea poveștii, nu neapărat ca să fiu acolo în poveste. Și atunci uneori mai citesc un thriller din ăsta. Îmi place că vorbești cu atâta pasiune despre cărți și mă bucur că suntem în fața oamenilor și mi-aș dori să inspirăm și să fie o inspirație și pentru alții să caute și alte alternative la tehnologia de ziua de astăzi și lumea cărților. Așa e. Să știi că eu mă bucur și de apariția audiobook-urilor. Văd că e acum o tendință și o mai mare aplecare către asta. Indiferent orice apropiere de carte, mă bucură. Sunt oameni care mi-au zis că pe mine m-au descoperit ascultându-mi cărțile, după care s-au dus și le-au și cumpărat, ceea ce mi se pare realmente uluitor. Adică ai ascultat-o, știi despre ce e vorba și vrei să o și citești după aceea. Mi se pare foarte, foarte frumos, indiferent în orice formă ar citi-o.
în formatul fizic, cred că vrei din când în când să mai recitești un paragraf și să te, nu știu, să te identifici cu starea respectivă. Camelia, îți mulțumim tare, tare mult pentru că ai fost astăzi aici cu noi, pentru tot ce ne-ai povestit, pentru recomandări, pentru emoțiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Mulțumesc foarte mult! Și așteptăm cu entuziasm mai multe povești scrise de tine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost chiar o plăcere, nu știu când a trecut timpul. Ne bucurăm. Foarte, foarte, foarte plăcut. Ne bucurăm că ți-a plăcut la noi, iar noi vreau să vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.